Eu voi folosi aceste minunate fire în culorile toamnei. Fiecare bobină are 50 de grame, iar ca și compoziție 80% merino extra fin. Pentru a croșeta această șosetă, eu voi folosi o croșetă de 3,5 mm. Șoseta aceasta este pentru vârsta de 7-8 ani, ca și măsură 33-34. Vom începe de aici cu botul șosetei. Facem o buclă, o punem pe croșetă și lucrăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În continuare, voi lucra un piciorul simplu în al doilea ochi. Deci nu acesta imediat, în al doilea ochi al lanțului. Un piciorul simplu. Continui cu alte 5 piciorușe simple. 1, 2, 3, 4, 5. În total trebuie să am 6 piciorușe simple. Mă întorc și croșetez pe partea opusă alte 6 piciorușe simple. Introduc croșeta în același ochi, în ultimul, și croșetez un piciorul simplu. Și continui, ascund și firul care am început, cu alte 5 piciorușe simple. Una pe partea opusă a lucrului. 2, 3, 4, 5. A rezultat acest oval, iar eu trebuie să am în total 12 piciorușe simple. În continuare, voi lucra circular piciorușe duble, ca să-mi fie ușor și să știu unde este primul ochi. Exact aici eu voi marca ochiul cu o ață, o altă culoare. În continuare, e croșetat circular. Astfel, voi crește. În primul ochi, croșetez un picioruș dublu. În al doilea ochi voi croșeta 2 piciorușe duble. În următorul, un singur picioruș dublu. În următorul, 2 piciorușe duble. Practic, voi crește odată la 2 ochiuri. Un picioruș dublu, două piciorușe duble. Și voi continua așa, circular, un picioruș, două piciorușe, un picioruș, două piciorușe, până când voi ajunge la sfârșitul rândului. Am ajuns aproape de sfârșitul primului rând. Practic, acesta este primul rând unde am croșetat piciorușele duble și mai avem de croșetat un picioruș dublu în acest ochi, iar în ochiul unde am avut marcajul, îl scoatem și lucrăm 2 piciorușe duble. Introducem din nou marcajul. Ne va ajuta foarte mult
acest lucru. Pentru că lucrând circular, neavând ochi alunecat, la un moment dat nu o să mai știm care este primul ochi. La acest rând, la primul rând de piciorușe duble, trebuie să avem în total 18. 18 piciorușe duble. În continuare vom crește astfel. În primul ochi croșetăm un picioruș dublu. În al doilea, tot un picioruș dublu. Iar în al treilea, două piciorușe duble. Repetăm această regulă. Un picioruș dublu, în următorul ochi un alt picioruș dublu, iar în următorul două piciorușe duble. Până la sfârșitul rândului vom avea un picioruș dublu, un picioruș dublu, două piciorușe duble, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Un picioruș dublu, un alt picioruș dublu, două piciorușe duble. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Un picioruș dublu, încă un picioruș dublu, iar unde am marcajul, îl scot și croșetez două piciorușe duble în același ochi. Pun din nou ața roșie, marcajul meu. La cel de-al doilea rând de piciorușe duble trebuie să avem în total 24. Începem rândul al treilea. În primul ochi croșetăm un picioruș dublu. În al doilea, tot un picioruș dublu, în al treilea, tot un picioruș dublu, însă în al patrulea croșetăm două piciorușe duble. În continuare repetăm. În primul, un picioruș dublu, în al doilea, un alt picioruș dublu, în al treilea, un alt picioruș dublu, însă în al patrulea croșetăm două piciorușe duble. Așa o să facem până la sfârșitul rândului. Aproape am terminat rândul al treilea. Un picioruș dublu, un alt picioruș dublu, un alt picioruș dublu în al treilea ochi, iar unde avem marcajul, îl scoatem și croșetăm două piciorușe duble. La cel de-al treilea rând de piciorușe duble, trebuie să avem în total 30. Acesta e primul, al doilea, al treilea. Deja începe să prindă contur. Urmează cel de-al patrulea rând, ultimul în care vom mai crește. Am pus marcajul la loc și vom crește astfel. În primul ochi un picioruș dublu, în al doilea un alt picioruș dublu, în al treilea un alt picioruș dublu, în al patrulea un alt picioruș dublu, însă în al cincelea voi croșeta două piciorușe duble. 1, 2. Repetăm. În primul un picioruș dublu, în al doilea un alt picioruș dublu, în al treilea un alt picioruș dublu, în al patrulea un alt picioruș dublu, iar în al cincelea două piciorușe duble. Urmând această regulă, vom croșeta până când vom ajunge la ultimul ochi. Am ajuns la ultimul ochi, scot marcajul și croșetez două piciorușe duble. La rândul 4 trebuie să avem în total 36 de piciorușe duble. Introduc din nou marcajul. În continuare, voi croșeta, fără să mai cresc,
rândul 5, 6 și 7. 3 rânduri. Exact ca aici. Am terminat și rândul numărul 7. Am croșetat botul șosetei. Iar în continuare voi schimba ața. Întrucât eu croșetez circular și nu am unit în sfârșitul rândului cu începutul rândului printr-un ochi alunecat, când voi schimba ața, se va vedea ceva de genul acesta. Cum se vede aici sau aici. Dacă vă deranjează, puteți să croșetați un ochi alunecat și pe urmă să începeți cu 3 ochiuri de lanț din cealaltă culoare și astfel nu o să mai vadă această discrepanță. Pe mine personal nu mă deranjează. Iată cum am schimbat eu ața. Tai firul galben. Iau cealaltă culoare și fac un nod și îl dau cât mai aproape de ochiul meu. Am cele două fire. Mai fac un nod. Și tai. Bun. Firul acesta îl voi incorpora în lucru. Continui cu rândul numărul 8. În continuare, croșetez fără să cresc numai piciorușe duble. Voi avea 36 de piciorușe duble și la acest rând, iar ața aceasta o voi lucra în același timp. O voi ascunde. Am terminat și rândul numărul 8 și voi continua să croșetez alte 7 rânduri. La fel, nu cresc. Pur și simplu merg numai cu piciorușe duble de jur împrejur. Ca și marcaj, puteți să vă puneți chiar și o agrafă, cum am procedat eu acum. Voi croșeta în continuare alte 7 rânduri. Prefer să croșetez circular fără să închei rândul printr-un ochi alunecat, pentru că atunci când îl închei printr-un ochi alunecat, rezultă o dungă și mi se pare cam inestetică. Aș fi putut să croșetez aceste șosete dintr-o singură culoare, dar am pus-o pe fica mea să-și aleagă o culoare și nu s-a putut decide. Prima dată a spus că vrea din galben și cărămiziu, pe urmă că vrea din roșu și am ajuns la toate trei și a trebuit să mă gândesc cum le pot combina ca să îi satisfac dorința. Am terminat și cel de-al 15-lea rând și am ajuns în punctul în care voi forma locul unde va intra călcâiul. Iată cum voi proceda. Am început cu un oval și trebuie să-l aranjăm, să nu fie sucit. O să vă dați seama partea de jos. L-aranjăm. Va trebui să ajungem cu lucru aici
vom mai croșeta 7 piciorușe duble. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În continuare, voi croșeta un lanț de 18 ochiuri. Eu am în total 36 de piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Marcajul îl voi lua de aici și îl voi pune la începutul lanțului. Vom sări 18 piciorușe duble și vom croșeta în al 19-lea ochi un picioruș dublu. Ne vom lega cu acest lanț. Avem grijă să nu fie sucit lanțul. Acesta este ochiul. Jeteu. Și croșetăm un picioruș dublu. În continuare, vom croșeta câte un picioruș dublu până când vom ajunge la marcaj. Dacă voi croșeta ultimul rând cu această culoare, circular, până când o să ajung la acest marcaj, aici suntem, după care voi continua cu altă culoare în sus, călcâiul îl vom croșeta la final. Am realizat și locul unde va intra călcâiul și a venit momentul să schimb și ața. Dacă nu o schimbați, lucrați în continuare încă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rânduri cu piciorușe duble. Tot 36 de piciorușe duble la fiecare rând. Puteți să-i faceți mai lungi sau mai scurți, depinde de preferință.
Am ajuns la ultimul rând.